seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea cuvintele, îi sorbea vorbele de pe buze, slăvit să fie Domnul. Deci preoții cei mai de seamă căutau să-l omoare, dar nu puteau, pentru că tot norodul îi sorbea cuvintele de pe buze. Ce contrast! Suntem puși în fața unui contrast. Preoții cei mai de seamă și cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu puteau, pentru că mulțimea, poporul, îi sorbeau cuvintele de pe buze. Două călăuziri diferite, două gândiri diferite, două porniri diferite. Cei care trebuiau să cunoască venirea Domnului în lumea noastră, și spuneam astăzi la Sfintea Mare, când l-au văzut că l-are pe mânz unei măgărițe, el a spus, merge și deslegați-că. Și cuvintele s-au întâmplat aidoma cuvintelor spuse de profetul Isaia. Ei trebuiau să știe că e Mesia, că e trimisul, că e unsul, că au vorbit Scripturile. Și tocmai ei, care cunoșteau Scripturile, care citeau în fiecare sabat, cuvintele la templu, cuvintele Domnului, cuvintele profeților, nu au realizat atunci când a ajuns în ținutul lor semnalmentele. Când au văzut călare pe mânzul unei măgărițe, așa cum zicea Isaia, blând și călare pe mânzul unei măgărițe, intrând în cetatea Ierusalimului, nu le-a picat visa, nu le-a venit ideea, mă stai că se potrivește. Se potrivește cu profeția din Isaia, cu profeții Vechiului Testament. Ei, care trebuiau să știe, care trebuiau să creadă primii, pentru că informația, în primul rând, vine la cei cu pregătire, informația, nu și inspirația. Pentru că Dumnezeu a pus inspirația în mod egal de fiecare. Inspirația este ceea ce vine de la Dumnezeu, este cuvântul revelat, este pornirea noastră spre Dumnezeu, este descoperirea făcută de Duhul Sfânt în viața noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Și oamenii aceștia, cărturarii cei mai bătrâni, preoții cei mai de seamă care trebuiau să creadă, n-au crezut. Legați de religie, legați de o lege, legați de un stâlp, legați de funcții, legați de slujbe mai puțin religioase și mai puțin duhovnicești, legați de afacerile de la templu, legați în toate felurile. Și Domnul Iisus, dacă vă aduceți aminte, în textul de dimineață, poate s-a citit, poate nu, a zis, mergeți în primul rând și deslegați măgărușul, mergeți în satul dinaintea voastră și veți găsi un măgăruș, o măgăriță cu Și ei au găsit în tocmai și trebuiau să facă în tocmai cum a zis Domnul, deslegați măgărușul, deslegați măgărița. Și dacă vă vor întreba oamenii, de ce faceți lucrul acesta, să le spuneți, Domnul ne-a poruncit? Lucrurile s-au întâmplat aidoma și aș vrea să vă spun că Israel era legat de o lege, era legată de o religiune, de mii de ani. Și ca să creadă, ca să vadă oamenii aceștia care n-au văzut, oamenii aceștia care trebuiau să creadă, trebuiau să fie deslegați de această lege, care ținea robi, care ținea legați, ea care trebuia să le aducă mântuirea, a devenit parțial, prea puțină pentru mântuirea sufletului, neputincioasă. Și de aceea a zis Domnul, deslegați.
Ca să înțelegem un simbol în ziua de astăzi, Israel trebuia să fie deslegat de lege ca să creadă, ca oamenii să fie puși înaintea lui Dumnezeu în aceeași poziție de egalitate. A venit și oamenii simpli, oamenii simpli din popor, au crezut pentru că aveau nevoie de mântuire. Ei nu trăiau de la templu ca și mari preoți. Nu erau în afacerile lor acolo cu schimbătorii de bani, cu aceia care schimbau banii sau cei care vindeau animale. Era dintre cei care aveau nevoie de Domnul, de Mesia. Și pentru ei care nu știau vechii profeți nu știau legea decât așa, tangențial, din ce se ajungea la urechile lor când ajungea și dacă ajungea la templu, ei sorbeau cuvintele Mântuitorului. Pentru că nu trăiau de la templu, nu erau legați de lucrurile de care erau legați preoții și cărturarii și cei care trăiau de acolo. Aveau nevoie de Mântuitor. Și iată că contrastul acesta între bine și rău, între neprihănire și păcat, prezent și aici. Și aici. În această situație. Lupta aceasta între două forțe opuse se regăsesc de-a lungul Bibliei, binele și rău, puse mereu în contrast. Puse mereu în contrast. Și cum am zis, cei care trebuiau să creadă n-au crezut, cei care știau, care cunoșteau, care aveau Sfânta Scriptură, Vechiul Testament, Tora, cărțile legii, n-au crezut. Dar Dumnezeu s-a descoperit și a pus oamenii, așa cum ziceam, că inspirația și cunoașterea lui Dumnezeu nu are la bază numai cunoștința. E bine să cunoști. E bună informația. E multă și e bună. Dar omul lui Dumnezeu, omul care cunoaște pe Dumnezeu, omul care se apropie de Dumnezeu, el trebuie să creadă că El există și că binecuvintează pe cel care se apropie. Și că Dumnezeu a pus în poziție egală pe toți oamenii. Noi am zice și de data aceasta că cei care cunoșteau, că aveau cunoștința, trebuia să creadă primii, dar iată că nu s-a întâmplat. Iubiții mei, haideți să înțelegem în dimineața aceasta, în dupămasa aceasta, obișnuit cu predica de dimineață, că Dumnezeu s-a descoperit, Dumnezeu s-a închis pentru unii, este închis pentru unii care sunt legați. Se deschide pentru alții, care au inima deschisă. Domnul a plâns când s-a apropiat de această cetate, că a văzut starea. Și a zis, măcar astăzi, dacă ați cunoaște. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Aceasta a fost sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim. Dacă ai fi cunoscut măcar azi, să vezi lucrurile Domnului și să nu le înțelegi. Dacă ai fi cunoscut măcar azi lucrurile care puteau să-ți dea pace și să nu înțelegi, să vezi filmul evenimentelor, să fii contemporan cu Domnul Iisus și să nu înțelegi. Mesia. Știți că Isaia a pus întrebarea aceasta. Cine a cunoscut? Cine a crezut ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Isaia 53. Și pune o întrebare, a treia întrebare din psalmul, din capitolul 53. Extraordinar. Știți care e a treia întrebare pe care o pune Isaia acolo? Domnul prin Isaia. Și cine din vremea lui? Cine din vremea lui? Adică contemporan cu Domnul. A cunoscut că El murise pentru păcatele poporului său. Cine a cunoscut?
Poți, putem să-i luăm pe rând. Și nu este timp, că vreau să-l lăs pe fratele Daniel. Când i-a zis lui Petru că trebuie să moară în ap... Doamne, ferește să ți se întâmple una asta. Irod a cunoscut că din gelozie este dat în mâinile celor fără de lege, în mâinile iudeilor. Din gelozie, din invidie, din părere de rău. Dar el era străpuns pentru fără de legile noastre, zice Scriptura. Slăvit să-i fie Domnul. Amin. Întrebarea aceasta. Eu m-am tot gândit la cine din vremea lui? Cine din vremea lui? 53? Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit cu de moarte pentru păcatele poporului meu? Nici ucenicii n-au înțeles. Știți lucrul acesta? Că el a fi vrut să trăiască. Ei așa au crezut că vine să-i scoată de sub puterea romană. Și n-au înțeles menirea Domnului Iisus. El i-a descoperit ani după aceea, la revărsarea Duhului Sfânt. Dar până atunci, mintea lor și gândirea lor a fost în ceață. Duhul Sfânt a venit și le-a dus aminte de vorbele Mântuitorului. Și a început să se trezească în ei Duhul de viață, dorința după. Noi am crezut că este lovit și pedepsit de Dumnezeu. El a străpus pentru fără de legile noastre. Așa zice Isaia. Cine din vremea lui? Luăm pe rând pe toți contemporanii lui. Și o să vedem că n-au înțeles menirea Domnului Iisus, scopul, importanța pentru care venise, scopul măreț, planul măreț al lui Dumnezeu. N-au înțeles. La naștere, când a venit, când s-a născut, prin Duhul Sfânt, dar prin Duhul Sfânt lui Simeon, i s-a spus, nu vei muri până nu vei vedea pe Mesia, Mântuitorului Israel. Misiunea lui s-a terminat odată cu venirea Domnului, pruncului Iisus la templu și a zis, acum slobodește pe robul tău în pace, că au văzut ochii mei mântuirea lui Israel. Și gata, lucrarea lui s-a terminat, a lui Simeon. Și atunci, după aceea, vedem pe ucenici că i-a găsit Domnul Iisus, preocupați de gândul cine avea să fie cel mai mare. Când l-a întrebat cine sunt eu, s-a mai întâmplat că Domnul s-a descoperit mai târziu, după înviere. Dar planul măreț al lui Dumnezeu, nu l-au cunoscut, n-au avut. Și Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 2 sau 3, dacă, că toți înaintașii noștri n-au cunoscut taina aceasta pe care ne-a făcut-o Duhul Sfânt de cunoscut. Adică până la Hristos n-au cunoscut în plenitudine planul măresc de mântuire a Domnului. De aceea binecuvântăm pe noi. Noi îl avem. Acum detailat pe Sfintele Scripturi, desfășurat înaintea ochilor noștri. Numai că trebuie să-L credem. Domnul să ne ajute la aceasta. Nu să lucreze în continuare.